Peste 100 de mărțișoare confecționate cu migală și răbdare de elevii Școlii de Muzică și Arte Plastice Victor Karpis stau așezate frumos pe panouri. Sunt lucrări care au avut un grad de dificultate ridicat, deoarece s-a lucrat pe suprafețe mici de 2-3 cm. Cei mici au confecționat mărțișoare în lut și ipsos, turnate în diverse forme, peste care s-au pictat sau gravat fluturi, flori și elemente naturale care simbolizează venirea primăverii. Care este mărțișorul pe care l-ai făcut? Acesta și acesta. Sunt mai multe, de fapt. Eu am lucrat în Fimo, este o pastă polimerică, care se modelează destul de greu, pentru că este tare. Și mai întâi am făcut cadrul rotund și apoi am modelat floricele și le-am pus pe el. Această expoziție a fost realizată pe motivul de a strânge fonduri pentru materiale și o mașină de făcut foaie, Fimo. Mulți copii au făcut mărțișoare. Cum l-ai făcut? Din lut. Cât timp ți-a luat? Câteva minute. Te pricepi la modelat lut? Da. Ai mai făcut până acum mărțișoare? Nu. O elevă a ales să folosească materiale inedite în procesul de prelucrare a mărțișoarelor. Tânăra a confecționat coliere colorate folosind coji de fistic. În fața acestei expoziții originale, profesorul de arte plastice a lăudat fantezia și îndemânarea învățăceilor. Sunt foarte mulțumită că toți copiii au lucrat extraordinar de frumos și interesant, în sensul că am lucrat în lut, noi facem modelaj și au lucrat în lut pornind de la tehnica bazoreliefului, care de fapt reprezintă forma de bază a mărțișorului, fie cerc, fie pătratul, triunghiul, realizat din lut, după care copiii vin și aplică elementele simbolice, cum ar fi flori de toate felurile. La orele de artă plastică, copiii au nevoie de materiale, în special lut, cuptor de ars și culori speciale. În cazul în care se va organiza un târg de mărțișoare în municipiu, elevii speră să vândă măcar o parte din exponate și în acest fel să-și procure materialele necesare.